Luciano Mașcanu a votat cu gândul la revenirea la normalitatea României, bazată pe reconstrucție și redresarea economiei. De asemenea, socialdemocratul a declarat că votul său vizează investiții în sănătate și nu în ultimul rând redeschiderea școlilor și a piețelor. Legat de votul meu, el este clar pentru revenirea la normalitate, pentru revenirea la creștere economică, pentru lucruri foarte importante, par banale, dar au o mare influență în viața cetății, pentru redeschiderea școlilor, pentru că e normal copiii să nu piardă un an din cauza acestui virus, pentru redeschiderea piețelor, pentru investiții în sănătate. Deci sperăm ca de mâine încolo lucrurile să așeze pe un făgaș din nou de reconstrucție și creștere a României. Candidatul PSD a declarat că procesul de votare este unul sigur, fără riscuri pentru cei care vin la secții pentru a-și exprima votul. Lucian Romașcanu i-a îndemnat pe toți buzoienii să meargă la vot, indiferent de preferințe sau convingeri politice. În primul rând încep cu un îndemn. Îi rog pe toți, am văzut și aici și cred că peste tot este la fel, votarea se poate face în condiții de siguranță sanitară, deci îndemn pe toți buzoienii să meargă la vot, pentru că odată la 4 ani decidem ce se întâmplă în Parlament și în consecință la guvernarea țării. La ora la care Lucian Romașcanu a votat, prezența la urne era de 13%.